E greu, Romica, să tot rămâi relevant pentru oamenii de acasă? Bă, e greu să spun ceva, pentru că trebuie să te resoftezi. Nu uita că eu cu Cornel avem o vârstă care, cum să spun, e frumoasă. Orice vârstă e frumoasă dacă știi să o trăiești interesant și să pui condimentele de care ai nevoie. Știi? Nu mai poți să mai pui condimentele pe care le puneai când aveai 20 sau 30 de ani, pentru că se strică mâncarea. Folosim din astea oldies pentru vârsta noastră. Este greu, revin, trebuie să te resoftezi, trebuie să vezi nou, să vii cu cuvintele și cu jargoanele care se poartă, pentru că nu mai merge comedia facilă, trebuie să este un pic mai directă. Dar oarecum publicul meu și al lui Cornel, mai ales cel din țară, și mergem foarte des, chiar foarte des, afară, în diaspora, unde lumea e disperată după comedie. Și după comedie, și după muzică, vor să vadă, vor să se bucure de tine, vin și te pupă. Cred că nu este sentiment mai minunat în care să vine să spună: domnul Țorciu, domnul Palade, domne, cât am fost în țară și acum, domne, mi-ați făcut viața frumoasă, mă bucur. Cred că nu-ți mai trebuie nimic. Cred că, cum să spun, exact lucrul pe care ți l-ai dorit să faci. Că până la urmă nu facem, cum să spun, nu ne putem irija în actorii neamului, înțelegi? Suntem doi băieți mișto care fac anul ăsta 33 de ani de când suntem împreună. Am făcut un calcul, apropo, am stat mai mult cu Palade decât cu soțiile. Știai asta? Nu știai, nu? Deci am făcut un calcul, am stat mai mult cu el. Așa. Că zice și el: bă, va trebui într-o zi să ne căsătorim, să facem nunta de aur. Acum e trend, acum nu mai contează cum e, cu tare. Să uită la mine să fiu o mireasă. Bă, obraznicule. Ia vezi. Așa. Pentru că lumea este, se upgradează și ea la nou. Și trebuie să vii. Da, să spun ceva, marea mea bucurie, și ar trebui pe această cale să le mulțumesc guvernanților, că ne dau teme. Sunt teme grămadă, pentru că la noi zona vulgară a fost mai ușor atacată. Noi am fost pe actual, pe actual și pe satira socială, unde oamenii se recunosc prin noi în situațiile prin care trec ei în viață. Cumva această satiră socială avea să vină din copilăria ta. Ești venit de la Craiova. Sunt venit de la Craiova. De unde de la Craiova? Chiar din Craiova. Deci de-aia spun că nu sunt de la țară. Am spus după Palade, asta, lucrul ăsta ar trebui să se diferențieze și în atitudinea lui. El e de la, chiar de la țară. El e de la Moldova, dar e de la țară. N-arată, dar e. Așa. Eu nu, n-am avut niciodată neamuri la țară. Eram singurul copil din Piața Gării care pe perioada verii rămânea pe beton. Urcăm spre apartament, presupun că ai crescut la bloc sau la casă? La bloc. Am avut o copilărie la casă, după care ne-am mutat la bloc. Ca toată lumea în comunism. Ca toată lumea în comunism. Când s-a produs această schimbare? Ați suferit ca familie când v-ați mutat la bloc ca tot om? Băi, de fapt, familia mea venea din urmă cu o istorie și o suferință mai veche, pentru că comuniștile luaseră casa. Abia acum săraca mama și cu mătușa mea au început să mai pună mâna pe câte una pe aia și să bucură. Am câștigat, băi! Ca să vezi, îngrozitor, să te lupți să câștigi lucruri pe care l-au făcut bunicii și străbunicii tăi. Sincer să fiu, mutatul de la casă m-a, cum să spun, ne-a schimbat oarecum și pe părinții mei a schimbat într-o oarecare măsură. De ce? Pentru că, cum să spun, viața de la bloc, trăit-o asta într-o colectivitate urmărită, pentru că nu puteai să faci o petrecere, că bătea ăla, nu puteai să asculți o muzică, trebuia la ora cu tare să intri în casă, că nu mai aveai voie, erai oarecum, da, dar să spun ceva, fiind o gașcă foarte mișto, de copii cu care sunt și acum, am întâlnit cu ei după aproape 30 de ani de când am plecat eu din Craiova, am făcut o întâlnire cu toți prietenii de la gară. A fost o mare bucurie
După care te obișnuiești, că obișnuința e a doua natură de a trăi la bloc. Vreau să ne faci cunoștință cu persoanele pe care le găsim în casă. Așa cum ești tu mic, cu memoria de atunci. Vreau să ne faci cunoștință cu oamenii de acolo. Mama trăiește încă. A fost și la mine zilele astea, că am să o operez mititica de ea. Mama Nadia. Mama Nadia, da, mama Nadia, asistentă medicală aproape 35 de ani la Electroputere, iar eu am urmând filonul industrial și al școlii și al liceului, toată viața mea am trăit sub dinastia Nadia Țociu. De ce spun? Pentru că toți profesorii din școală, pentru fiind un liceu industrial, toți profesorii mei din școală lucraseră mai întâi în Electroputere și nu se putea ca unul să nu fi trecut pe la mama. Deci mama îi știau pe toți. Orice lucru, fumat prins, cu gagici pe bancă, sărit gardul, în secunda 2, mama cu salvarea. Păi tu stai seama, eram între 11 și 12 și eu. Mai erau fete, mai cu tare. Venea mama, punea în șol, Toni! Ce-ai făcut, mamă, când o vedeam și cu boneta aia și cu salvarea, mă gândeam. Plus de asta, la școala generală pe care am absolvit-o, generală 11, directorul era vărul lui mama. Îți dai seama că n-am putut să mișc absolut nimic. Iar mama a fost o femeie foarte puternică. Puternică și ce bătăi și așa se purta pe vremea. Poate m-au făcut mai puternic. Să știi că plecând de acasă în 90 am fost pregătit pentru lupta cu viața.